în numele Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh. Slăviți să fie Domnul. Amin. Deja s-a spus așa de mult despre semnificația crucii, despre felul în care Domnul Iisus Hristos a purtat crucea pentru mântuirea noastră și felul în care ne responsabilizează și pe noi, ne cere și nouă să ne lepădăm de norișine, să ne purtăm crucea, să urmăm. Știu că există riscul de a repeta ceea ce s-a spus. Există și încerc scuze pentru cei care au auzit de la dimineața anumite lucruri de la mine despre această Evanghelie. Dar întâlnesc să spun câteva cuvinte cu speranța că poate unul la vor fi de folos. Aș începe cu acea povestire, cândva el a spus-o sub formă de o ușoară anecdotă cu acel grup de elevi din Germania care s-au dus în vizită la un complex monahicesc și în clasa respectivă erau tot felul de copii. Unul dintre ei era mai răsărit și cu înclinații mari spre matematică. După ce s-au plimbat prin toate ale complexului, prin muzeu, prin biserică, prin paracris, prin trapeză, au cerut să pună o întrebare celei care îi conducea, ghidului. Doamnă, eu nu înțeleg ce legătură între ce aici, între complexul ăsta și matematică. Pentru că văd peste tot semnul plus. Și deasupra pe clădiri, și aici unde suntem acum, și în muzeu, și pe picturi, peste tot văd semnul plus. V-am zis, am auzit o anecdotă, dar nu-i deloc o anecdotă. Pentru că acest copil, într-adevăr, n-a știut, din păcate, n-a știut nimic despre cruce, n-a știut despre semnificația acestui semn care apare în bisericile noastre, în mănăstiri, pe tot ce există. Dar, totuși, în naivitatea lui, în acest domeniu, a deschis un orizont nou pentru noi. Există o legătură între semnul crucii și semnul plus din matematică. Așa cum în matematică semnul plus înseamnă adunare, prin semnul plus lucrurile se adună și vin împreună, așa și în lume și în biserică, prin semnul crucii, prin crucea Domnului Iisus Hristos și numai prin cruce, lucrurile revin, se adună din nou. Se adună oamenii între ei în biserică, se adună oamenii cu Dumnezeu și cu cerul, în biserică, se adună prezentul cu viitorul și cu veșnicia, toate își găsesc rostul, sensul, noima prin cruce. Așa cum spunea înainte fratele Claudiu și fratele Sile, în anumite cuvinte pe care le-a spus, crucea înseamnă și suferință și jertfă. Dar asta întotdeauna se leagă de cădere sau de păcat. Pentru că oamenii au păcătuit prin protopărinții noștri, Adam și Eva, prin mântuirea lor, prin neîncrederea în Dumnezeu, prin lăcomie, prin tot ce au greșit atunci, prin neascultare, nu se putea reface legătura dintre om și Dumnezeu, nu se putea vindeca omul decât prin suferință. Omul nu era în stare să-și poarte suferința propriei mântuiri, deși oameni care au ajuns la un nivel uluitor de credință și de putere de jertfă în istoria lumii au fost Melisedec, Avram, Iosif, de care s-a amintit, Moise. Deci au fost oameni care au fost gata
să se jertfească pe ei sau chiar pe ce îi dau ei mai mult din dorința mântuirii, din dorința binecuvântării. Totuși, mântuirea în sens desăvârșit, mântuirea cu literă mare, o realizează Domnul Iisus Hristos, care singur în stare să vindece această boală a păcatului. Acum ar vrea să venim spre noi. Timpul e spus și nu vreau să intru în prelungiri. Și în cazul nostru, în cazul nostru al fiecăruia, suferința apare mai ales din cauza păcatelor. Eu cred că ne-ar prinde bine, am mai spus și altă dată, să nu ne automartirizăm. Să nu credem că am ajuns la nivelul martirilor care suferă pentru Hristos așa cum au suferit martirii. Unii chiar cu cruce, alții închisoare, alții bătăi, alții tot felul de privațiuni și suferință efectiv. Nu cred că în vremea aceasta, astăzi, de unul dintre noi suferă așa ceva. Și atunci, a ne prezenta ca și cum am suferit așa ceva, sigur, aduce multe probleme duhovnicești în viața noastră. Ne mândrim cu ceva ce nu trăim și, pe de altă parte, nu realizăm care e efectiv crucea noastră. Ce cere Dumnezeu de la noi? Care e crucea pe care noi trebuie să ne o purtăm pentru ca prin ea să ne mântuim? Dumnezeu nu pune niciodată pe umerii noștri, cum a și spus Sfântul Apostol Pavel, o ispită sau o încercare pe care să nu o putem purta cu bucurie. În momentul în care ajungem la tristețe, la deznădejde, ne pierdem bucuria, ceva s-a stricat în sufletul nostru, în înțelegerea noastră. Nu mai e o înțelegere duhovnicească, nu mai suntem unde trebuie. De aceea, la Sfinții Martiri, care chiar s-au împredicit de jertfă și de moarte pentru Hristos, Dumnezeu le-a dat dinainte, s-a lucrat în viața lor și acea pregătire, pentru că atunci când au ajuns acolo, să se jertfească cu bucurie. Nu suspinând, nu regretând, nu plângând, nu acuzând, ci fiind gata. A fost cel mai ultima treaptă pe care puteau ei urca în dorința lor de a se uni cu Hristos, chiar în suferința maximă. Dar pentru noi, de cele mai multe ori, atunci când apare suferința în viață, e din cauza păcatelor. Știți, din cauza păcatelor. De exemplu, cum zicea Părintele Asenie Boca, foarte, foarte des, la foarte mulți oameni care mergeau la el, ce boala, suferința bolii, e din cauza că ai refuzat nevoința. Când ai fost tânăr, n-ai vrut nici să postești, nici să stai la rugăciune, nici să stai la slujbă, toate le-ai refuzat. Ai vrut numai distracții, numai plăceri, numai confort, numai ușurătate. Și nu te poți mântui fără efort. Și atunci, dacă chiar vrei să te mântuiești, Dumnezeu vede că vrei, îți dă această cruce a suferinței, a bolii. Și cu cât ai fost mai leneș în cele duhovnicești, cu atâta se pare mai greu efortul de a purta o boală. Majoritatea oamenilor când ajung la boală au două probleme. Una foarte mare, o zice psalmistul David. Câte vreme am tăcut, mi se topea sufletul de gemetele mele necurmate. Dar eram ca un cal sau ca un catâc pe care strunești cu o zăbală, fiind fără pricepere. Dar mi-am mărturisit fără legea și mi-am recunoscut păcatul. Deci omul suferă foarte greu, foarte apăsător, foarte disperat, până în momentul care zice, da, Doamne, de fapt nu sunt așa de bun cum am crezut, nu sunt depus în calendar, de fapt am păcat, am păcate multe, am păcate grele, chiar dacă lumea m-a văzut bun și bine, nu e așa. În momentul în care omul recunoaște păcatele și cere Dumnezeu iertare, lucrurile se schimbă total. Să știți. Și toți care ați trecut prin așa ceva, știți despre ce e vorba.
Deja, dintr-o dată, sufletul tău se luminează. Și chiar dacă suferința e grea și mai departe, cu totul și cu totul altfel o duci. Dar trebuie să fie acest moment în care recunosc. Nu mai vreau să mă ascund, nu mai vreau să spun, ești o victimă, Dumnezeu își bate joc de mine, Dumnezeu mă chine. Nu e adevărat, Dumnezeu nu ne chine niciodată. Dar dacă recunoaștem și ne vedem păcatele, cu cât ne vedem mai repede, mai bine, mai concret, mai clar, și ne mărturisim și ne cerem iertare, cu atâta lumina vine mai repede. Și mai este ceva. Pentru un om bolnav, foarte greu să accepte regimul care îi se cere. Să accepte că el trebuie să mănânce altfel, să se miște altfel, să trăiască altfel. E foarte greu. Dar și astea e un lucru foarte important. Din păcate, sistemul medical de astăzi nu pune aproape deloc preț pe asta. De aceea, cel care a scris studiul China arată că, în locul 2 la cauza deceselor în America, este sistemul de sănătate. 125.000 de oameni mor în fiecare an din cauza sistemului de sănătate. Oamenii au impresia că sistemul de sănătate e bine. Nu e adevărat. Intri în sistem și ieși. Pentru un bolnav de cancer se pot cheltui 10.000 de euro, dar nu ca să fie vindecat, ci ca să stai în sistem până când pleacă, până când moare. Ca să te vindeci, trebuie să-ți asumi tu lupta, să-ți asumi tu efortul, să trăiești altfel, să faci mai multă mișcare și așa mai departe. Nu intru acum în detalii, pentru că nu asta mă interesează în primul rând. Aș vrea să vedem în asta numai un fel de ilustrație pentru ce se întâmplă cu noi pe plan spiritual. Pentru că și aici e vorba de o boală, o boală mult mai complicată, mult mai cu urmări grave, boala păcatului. Și aici, evident, fiecare avem aportul nostru, fiecare avem vina noastră copleșitoare. Degeaba am încercat să punem vina pe mediul în care trăim, pe părinți, pe școală, pe adunare, pe... Până la urmă, Dumnezeu ne-a dat darul libertății. Dacă am ajuns să ne bolnăvim grav de boala păcatului și să vedem că toate zbraiște în sufletul nostru, e din cauza noastră. Noi n-am făcut ce trebuie. Și aici vine cuvântul crucii, care ne spune lucrul ăsta. Și marea noastră problemă, în general, vis-a-vis de boala păcatului, e că ne-am văzut numai ca oameni pământești. Am crezut că tot ce are valoare îți cere de aici, de pământ. Și unii dintre ele pot fi lucruri bune, lucruri lăudabile. Nu? Să ai educație, să ai un statut, să ai o slujbă, să ai o familie, să ai o casă, să ai avere. Toate sunt lucruri foarte bune. Dar dacă numai de asta ne-am ocupat, încă n-am ajuns la ceea ce unește matematica cu biserica. N-am ajuns la semnul plus. Suntem numai cu un minus din ce în ce mai mare. Toate cât îi adun pământește, oricât ar fi de prețioase, sunt tot lucruri pământești și nu fac altceva decât să lungească linia minusului. De aceea, Domnul Hristos e așa de categoric. Nu te poți mântui dacă vrei să rămâi numai în cele pământești. Trebuie să accepți neapărat verticala crucii. Legătura cu Dumnezeu. Care preia și orizontala, ceea ce strângem noi ca oameni, toate aceste lucruri valoroase, dar cu valoare limitată. Însă, prin legătura cu Dumnezeu și prin cele care țin de legătura cu Dumnezeu și care fac, de fapt, crucea, cele pământești se înalță spre cer și capătă valoare. Și în ideea aceasta aș vrea, pentru astăzi, și poate că un pic ne ajută, să ne înțelegem noi asumarea crucii. Domnul însuși arată foarte clar că a purta crucea înseamnă a-ți câștiga viața. Cine vrea să-și scape viața, adică să o trăiască doar pământește,
orientată numai spre cele pământești. Educație, casă, bani, servicii, familie și așa mai departe. O va pierde. Pentru că toate astea pământești au ca sfârșit moartea. Acolo se încheie toate. Dar cine își va pierde viața sau și-o va orienta și-o va consuma pentru Hristos și pentru Evanghelie, acela o va câștiga. Or, asta înseamnă, în primul rând, lepădare de sine. Să recunoaștem că noi depindem de Dumnezeu. Dacă Dumnezeu ne-a creat, dacă Dumnezeu a pus așa de mult în noi, ne-a dat așa de mare valoare prin ceea ce suntem, ca trup, suflet, minte, tot ce avem, ar fi normal să recunoaștem că El știe mai bine cum trebuie să trăim în viața asta ca să câștigăm viața veșnică. Și asta înseamnă, în primul rând, să ne lepădăm de noi înșine. Să-L pui jos pe eu și să-L lași pe Hristos să fie pe tron. Cum zice Sfântul Apostol Pavel, viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc prin credința Fiului Lui Dumnezeu, care m-a iubit să-L dat pe sine Iisus pentru mine. Să fie Domnul Iisus Hristos în centrul vieții noastre și în toate să căutăm, să ascultăm de plin de El, de Cuvântul Lui. Da, în anumite situații privim omenește. Și aici e mare problemă. Noi privim omenește. Și omenește privind la ceea ce Hristos să facem, ne speriem. Când ne cere Domnul căutați mai întâi împărăția Cerului și neprionirea. Celălalt trebuie să-L da pe deasupra. Asta înseamnă să pui pe primul loc. Pe aproapele. Să fii milostiv. Să te gândești la aproapele așa cum te gândești la tine măcar. Dacă nu chiar mai mult. Egoismul din noi se revoltă. Cum să mă uit așa la aproape? Când ni se cere iară să ne rugăm. Când ni se cere să venim la adunare, să venim la biserică. Acest timp să fie sfânt. Să nu punem altceva. Iar foarte multă lume zice, cum să renunț eu la atâtea ore? În timpul ăla mă pot odihni, în timpul ăla pot să mai câștig ceva pentru mine? Și ce câștigi? La ce te ajută? Deci asta trebuie să facem. În tot ceea ce ne cere Domnul Iisus Hristos să ascultăm și să mergem mai departe. Un om care ascultă va putea să poate și crucea. Crucea nu înseamnă, cum vă spuneam, numai suferință. Sunt foarte mulți creștini care foarte mare parte din viața lor văd crucea ca o muncă. Chiar Sfântul Apostol Pavel folosește expresia în Coloseni. Zice, munca dragostei voastre. Și asta e o cruce. Dar e o cruce dulce, o cruce frumoasă. Dacă omul ajunge să cunoască iubirea lui Dumnezeu. Și dacă omul ajunge să iubească pe Dumnezeu. Atunci, crucea rugăciunii. E o cruce dulce. Omul dorește să se roage. Omul se bucură atunci când se roagă. Omul trăiește această bucurie a legăturii cu Dumnezeu ca cea mai mare bucurie, cea mai dulce fericire și stare din viața lui. Și de asemenea, se roagă cu drag și cu bucurie și pentru cei de lângă el, dacă îi iubește. Și la fel, își și ajută dacă îi iubește. Cum zicea fratele Sile, dacă avem crucea în inimă, atunci toate se schimbă, toate se luminează. Ori, foarte multă vreme poate un creștin să sporească. Dacă Dumnezeu dorește și îngăduie pentru desăvârșirea Lui chiar și o suferință, cum ar fi martirajul sau vremuri mai grele, Dumnezeu știe de ce. Dar pentru foarte multă vreme, mulți creștini cu minți crește și se desăvârșesc purtând această cruce a rugăciunii, cu bucurie, crucea postului, cu bucurie, crucea dăruirii pentru aproapele, crucea venirii la adunare, la Sfânta Liturghie, toate vede creștinul că îl fericesc. Și poate că la asta se referea Domnul Iisus Hristos când zicea adevărat, vă crezi că unii dintre cei ce sunt aici nu vor gusta moartea până și nu vor vedea Împărăția Lui Dumnezeu venind într-o putere. Au fost foarte mulți creștini și sunt care trăind în ascultare de Hristos
au ajuns la așa nivel de desăvârșire, încât trăiesc încă din viața aceasta realitatea dumnezeiască a Împărăției lui Dumnezeu. Aș vrea să mă opresc la aceste cuvinte cu provocarea de a ne gândi fiecare cu ce ar mai trebui să completăm brațele crucii noastre. Cu siguranță în cele pământești stăm bine. Putem mulțumi fiecare de tine Dumnezeu, pentru că prin credința în El, prin cunoașterea Lui, prin ceea ce am primit aici, în lucrarea oastei, mulți dintre noi am fost ajutați enorm și în cele pământești. Viața noastră e mult mai liniștită, e mult mai bine așezată, mult mai luminoasă, dar cu siguranță avem de completat când e vorba de brațele care ne leagă pe noi, de brațul vertical al crucii, care ne leagă pe noi de Dumnezeu. Ar trebui să ne gândim mai mult la asta. Sunt oameni care poate că nu zic ostași, dar dacă am putea cumva vedea cât timp se roagă, s-ar putea să fim surprinși să vedem că se roagă mai mult timp decât unii dintre noi. S-ar putea să vedem că biserica are pentru ei mai multă valoare decât pentru noi. Am putea să descoperim la ei de multe ori că sunt mult mai săritori de a ajuta pe unul sau altul decât suntem noi câteodată. Trebuie să vedem și cu bucurie o spun. Lucrarea voastră Domnului a adus un plus, un spor în toate acestea. Problema este la noi care suntem acum. De adevărat și ispitele pentru noi sunt mult mai mari. Dar avem de unde, avem o moștenire foarte bogată, avem niște exemple, unele încă vii între noi, care ne pot ajuta să ne motivăm, să ne entuziasmăm și noi și să facem mult mai bun, să fim mult mai hotărâți, mai categorici. Aia înseamnă cruce. Să poți să te trezești cu 15 minute sau jumătate de oră mai devreme, să poți să-ți faci un program ca să te poți trezi, să te cuci mai devreme. Să poți să ai un program de citit, să poți săptămânal să te ocupi și de altcineva, numai de tine. Și când ne facem astea în mod concret, vedem că, da, e ceva, e o muncă efectivă, dar e o muncă a dragostei care aduce lumină și înalță viața noastră spre Dumnezeu. Amin. Stai.